Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Dialog Cristic. În această seară vorbim despre biserica din perioada aceasta a pandemiei cu pastorul Unisim Botezatu. Mă bucur că din nou sunteți alături de noi. Bucuria este și de partea mea. Încep prin a vă întreba cum a fost biserica înainte de pandemie. Biserica înainte de pandemie a fost găsită ca biserica din Laodicea poate că te șochează și pe tine și poate și pe ascultătorii noștri. Biserica din Laodice era biserica aia care a spus, domnule, ne-am săturat de predici, ne-am săturat de toate, criticau tot felul de lucru și a zis Domnului Sus, ok, acum ziceți-vă părerea voastră despre voi înși vă, predicați-vă voi și a zis biserica, bun, concluzia, și a zis, da, suntem bogați, m-am îmbogățit nu duc lipsă de nimic. Și zice Domnul Isus. asta e părerea despre voi, da? Ok. Vă interesează și părerea mea? Da. Na bun. Ești nenorocit, sărac, surd, orb și gol. Din păcate, biserica dinainte de pandemie, o biserică giftuită, o biserică saturată și foarte pretențioasă, belșugul s-a dovedit a fi un mare blestem. Din nefericire, calitatea bisericii se vede cel mai mult în perioada de, restric de restricție. Bisericile din China, chiar acum am văzut un, un filmuleț și ne-a arătat despre biserica din subterană din China. Erau cinci oameni acolo și misionarul ăsta din America vorbea și zice care e situația aici. Păi zice, noi suntem lideri de biserică și cam câți oameni reprezentați? Și s-a uitat unul la altul. Vreo 20 de milioane. Cum? Ăsta a rămas... Da, zice, vreo 20 de milioane. Ei, sunt miliard și jumătate. Ei, și atunci au zis, ne ducem să ne rugați-vă să ajungem și noi ca voi, să avem libertate. Și au spus, nu, nu, nu. Nu o să mă rog niciodată, a zis misionarul din America, nu, aș, nu vă doresc să ajungeți niciodată ca noi în America. Și ei în America sunt exact cum am fost noi înainte de pandemie. Și a trebuit să vină uh, uh, zguduitura asta pe care Dumnezeu a îngăduit-o, să venim cu picioarele pe pământ și să ne ajungă din nou dorul în cer. Biserica dinainte de pandemie nu mai aștepta pe Domnul. Nu mai aștepta pe Domnul. S-a implementat atât de mult în politică, în afaceri, în lucrurile acestea, încât trebuia ceva, un clic, să vină și să trezească biserica din adormire. Asta este ceea ce eu am văzut și sunt convins că așa a văzut-o Dumnezeu. Cumva, prin perioada aceasta de pandemie, Dumnezeu ne-a oprit din alergarea noastră spre toate lucrurile acestea ale Pământului și ne-a provocat să ne reevaluăm. Cumva. Cam asta e ideea. E o aterizare forțată și un duș rece. Ne-a pus față în față cu noi înșine. Noi trăiam o iluzie. Avem biserici mari, avem biserică mare, avem cor, avem formații multe și credeam că asta înseamnă bine. Ei, dar asta nu era bine. Pentru că asta, de fapt, ne-a făcut reci, insensibili și ne-am pierdut semnificația, pur și simplu. Și Dumnezeu ne-a dus cu picioarele pe pământ și, în felul acesta, uh, am, am ajuns la esență și începem să punem preț pe viață, pe virtuți și pe calitatea vieții de credință. Dacă ne-ați prezentat Biserica dinainte de pandemie, cumva ca o biserică rece, care se depărta deja de Dumnezeu, cum a schimbat pandemia Biserica? Rebecca, aici am o carte pe care am scris-o în timpul pandemiei. De fapt, eu nu prea am avut pandemie. Mi-a luat câteva nopți, mi-a nenorocit cartea asta, dar cred că sunt câștig până la urmă. Pandemia de coronavirus, conspirație, atac demonic sau voință divină. Și aici am tratat pandemia din perspectiva Bibliei și, bineînțeles, rolul Bisericii nu ne-a interesat atât de mult, chiar dacă tangențial am amintit și aspecte politice, dar în mod special Biserica în pandemie. Biserica a făcut un pas mai departe, a condamnat ani de zile rețelele de socializare, până la un punct a fost bine, a condamnat tehnologia, vai, plasme, de la diavolul, icoana vorbitoare. E adevărat că a creat multe dezastre, dar în pandemia aceasta, foarte multe dintre prejudecățile acestea au fost reconfirmate, reeditate și am început să înțelegem că avem nevoie de ele este singurul mod prin care păstorii au putut să țină legătura cu enoriașii și ne-am adaptat foarte repede. Și bucuria mea cea mai mare este asta. De fapt, asta este biserica. Să meargă, să-l caute pe om acolo unde este el. În ultimii 20 de ani, 30 de ani de zile, toată evangelizarea se rezuma la asta. O săptămână pe an chemăm elitele și la cântare și la predicare și s-a făcut o mare discrepanță între oameni pe care i-am numit elite, care se descurcă la predică, și predicatorii bisericii, care îți de bază învățătorii bisericii. Și atunci totul mizam pe săptămâna, celebra săptămână de evangelizare. Și a zis Dumnezeu, nu, și ce făceam în săptămână aia? De ce e ineficientă? E și tema mea de licență. Aici mi-am dat licența pe evangelizare și misiune. Și uh, într-o săptămână voiam ca într-o oră jumate să aducem lumea în biserică. Hristos a zis altceva. Mergeți în toată lumea. Și aici, de fapt, biserica de când ea a fost în pandemie. A fost prigonită, a fost criticată, a fost contrazisă, i s-a pus presiune asupra ei. În pandemia aceasta, noi am revenit și căutăm pe oameni online, blogări care s-au dezvoltat, emisiuni, înregistrări, tot felul de teme importante. Și dintr-o dată ne-am dat seama că suntem foarte buni la asta. Ne-am dat seama că ne descurcăm foarte bine. Ne-am adaptat, am luat apa ne-am dotat bisericile și asta e părerea mea că este un pas foarte bun înspre bine. Cumva ne-am adaptat la situația pe care am întâmpinat-o și am hotărât să, să mergem înainte. Nu ne-am blocat și asta cred că e un lucru foarte bun, dar ce facem cu acei oameni care rămân blocați în spatele ecranelor? Da, este o problemă și asta, nu aș fi știut de ea, Până când într-o dimineață, când a trecut pandemia, veneam la biserică și ne pregăteam să venim și zice băiețelul mai mare, zice, tati, da, de ce trebuie să mergem la biserică? Hai să punem pe internet, la laptop. Dar cum am pus până acum? Și atunci mi-am dat seama că e și un punct negativ și care ar putea crea o problemă generației viitoare. Aici este și abilitatea slujitorilor și a părinților în mod special și chem părinții să le explice copiilor. Noi avem imunitate, noi am prins ser de rugăciune, noi am prins activitate, misiune, teren, biserică, programe. Ei nu, ei care s-au născut în perioada asta va fi foarte greu. Și aici intervine responsabilitatea noastră să le spunem, să învățăm. Dragilor, este o situație de criză, de austeritate. Nu ăsta este mandatul bisericii. Biserica trebuie să se adune la și trebuie să se adune la cina Domnului. Iarăși, o temă controversată. Am alocat câteva pagini aici și câteva luări de poziție. Pastori care au fost puși, care, cărora li s-a ridicat autorizația de păstor pentru că au dat cina. Biserici, culte, ceartă, probleme, diferență de opinii, a fost o frământare. Dar bucuria mea este că Dumnezeu, Biserica este a lui Isus Hristos, și Dumnezeu a dat suficientă înțelepciune prin Duhul Sfânt slujitorilor și Bisericii să reziste. Asta trebuie să facă Biserica, să se adapteze și să reziste, să supraviețuiască, pentru că e nevoie de ea. E nevoie de ea. Dacă vrea să mai conteze, dacă biserica vrea să mai fie luată în calcule, ea trebuie să-și să redefinească principiile, să se întoarcă la origine, să înțeleagă exact care este scopul ei pe pământul acesta, în ceea ce înseamnă promovarea slujitorilor, nu după nepotism și principii politice, ci după principiile biblice, apoi scopul, misiunea, evangelizarea, de fapt să slujească și să se alinieze scopului lui Dumnezeu. Asta trebuie să facă biserica acum, în perioada asta foarte grea. Dacă nu va face asta, își va pierde semnificația. Adresați-vă rog încurajare pentru cei care se tem în această perioadă de pandemie. Da, asta e, din păcate, vorbim de o paletă destul de mare, de oameni afectați de pandemie. Și n-ar trebui atacuri de panică, acum prin prisma pastorației pe care o fac împreună cu echipa, depresie, probleme în viața de cuplu, oameni care dintr-o dată s-au trezit că sunt, sunt împreună, au fost despărțiți și dintr-o dată, soți care au trebuit să dea îndemnuri la rugăciune și să cheme familia la rugăciune. Aici, unul dintre punctele extraordinare, ne iubește Dumnezeu foarte mult, prin pandemia aceasta ne-a salvat familiile. Pentru că erau copii care nu-și cunoșteau părinții, erau soți care nu se cunoșteau între ei, doi străini care locuiau în același loc, fiecare în direcția lui. Ei, izolarea, starea de urgență, care a fost și care va mai veni, ne aduce împreună și ne învață să supraviețuim. Și lucrul acesta, dacă salvăm familia, se salvează biserica. Diavolul a lovit foarte mult în familie. Copii care au crescut fără părinți, prin lucru în străinătate, prin joburi peste joburi. Nu asta vrea Dumnezeu. Familia trebuie să fie familie, copiii trebuie să crească cu mama, nu cu bona și în felul acesta, cei care au fost afectați de pandemie au fost oamenii care s-au jucat cu pocăința înainte de pandemie. Oamenii care au fost serioși cu Dumnezeu, indiferent de pandemie, așa cum spuneam. Dacă citim în cartea Faptele Apostolilor, de la uciderea lui Ștefan, apoi prigoana împotriva bisericii a lui Pavel în, în 8 cu 1, că aici știți cum e? Dacă nu împlinim unul cu opt, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici, Dumnezeu este obligat să împlinească cu noi opt cu unul. Și atunci să pornească prigoană, prin pandemie, prin coronavirus, prin comunism, prin prigoană, prin ISIS, prin orice. Și atunci ne obligă să mergem între oameni. Și atunci toți unde au ajuns, ce au făcut? Au predicat Evanghelia. Și atunci, îndemnul meu, oameni buni, biserică a lui Isus Hristos, împlinește 8 cu 1, haide să facem proiecte de misiune, să hrănim săracii, că dacă nu este Dumnezeu nevoit să mai trimită câte un virus, să mai trimită câte o prigoană, câte un război, câte un cutremur, ca biserica să meargă pe teren și să facă ceea ce trebuie să facă, să facă misiune. Cumva în perioada aceasta de pandemie ne axăm tot pe noi. Noi, care venim la biserică, nu venim la biserică, noi, care ne temem sau nu ne temem, care credem sau nu credem informații legate de perioada aceasta, totuși voi lui Dumnezeu unde este? E foarte bine pusă întrebarea și aici este o mare cursă. Și asta cred că vrea diavolul, întotdeauna în istorie a urmărit asta. Concentrarea energiei și resursele pe propriile interese. Și ăsta este și rolul, rolul celor care sunt la butoanele acestor situații, care de a ne face obedienți și existențialiști. În momentul în care un om este stresat, e fricos, e preocupat, el nu mai este productiv în domeniul lui. Și atunci aici este o foarte mare cursă și am am o încurajare pentru toți credincioșii. Domnul Iisus Hristos a spus așa, când va veni Fiul omului și privește așa cumva în gol, oare va găsi el credință pe pământ? Aici este testul suprem al credinței noastre. Mă încred în Dumnezeu, sunt responsabil, respect toate măsurile pe care mi le impun direcțiile de sănătate publică, dar în același timp nu pierd din vedere voia lui Dumnezeu. Pentru ce m-a lăsat Dumnezeu pe pământ? Să trăiesc și să fac lucrarea lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și sfințirea altora. De aceea, iubiți creștini, nu vă pierdeți semnificația, nu deviați de la scop, nu concentrați toată energia pe problemele noastre. În cele din urmă, noi suntem robi să nu pierdem din vedere lucrul acesta, îl facem pe Dumnezeu robul problemelor noastre. Noi suntem robii lui Dumnezeu, în ciuda tuturor provocărilor, așa cum frații în comunism, așa cum frații din China au făcut misiunea, indiferent cât de greu le-a fost, același lucru și noi. Trebuie să mergem pe teren, să predicăm, să ne rugăm și să facem lucrarea aceasta și Domnul să ne ajute să fim eficienți. Vă mulțumesc tare mult pentru gândurile pe care le-ați împărtășit cu noi, pentru sfaturile pe care le-ați dat și încurajarea de a ne de mai mult în Dumnezeu. Și vă vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final și până data viitoare, puneți-vă în, în Dumnezeu.